Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la Observatorul Local Antena 1 Pitești. Asociația Națională de Combatere a Braconajului și Poluării, filiala Argeș, lovește din nou. În urma unei acțiuni de seara trecută, braconierii au rămas din nou fără plase și, bineînțeles, fără pradă. Apoi, membrii asociației le-au incendiat plasele. Membrii Asociației Naționale de Combatere a Braconajului și Poluării, filiala Argeș, au dat din nou de furcă braconierilor. Aceștia au identificat mai multe persoane în zona barajului Merișan care își întinseseră plasele pregătite pentru a prinde pește. Imediat, membrii asociației au acționat pentru eliberarea peștilor. După ce peștele a fost eliberat, plasele au fost adunate și incendiate. Din păcate, în cadrul acestei acțiuni nu au fost prinși braconierii, cei care au întins plasele. Acțiunile Asociației Naționale de Combatere a Braconajului și Poluării, filiala Argeș, vor continua și în perioada următoare pe cursul altor baraje din județul nostru. Prevenirea criminalității, adoptarea unor conduite anti-infracționale, dar și sublinierea importanței parteneriatului cu autorități, ONG-uri și cetățeni, acestea sunt doar câteva deziderate pe care și le propun instituțiile statului argeșene, implicate în câteva acțiuni ce se desfășoară în aceste zile în județul nostru. În perioada 15-19 octombrie, la nivelul județului nostru, se derulează o largă paletă de manifestări grupate sub titlul Săptămâna Prevenirii Criminalității, al cărei scop este transmiterea către populație a unor mesaje anti-infracționale. Cea de-a doua ediție a campaniei Săptămâna Prevenirii Criminalității se desfășoară în Argeș. Alături de noi, așa cum puteți vedea, avem o sumedenie de parteneri, ca de fiecare dată instituții publice din județul Argeș și asociații cu competență în prevenirea diverselor tipuri de infracțiuni și în protecția victimelor acestor infracțiuni. Activitățile organizate în colaborare de către Inspectoratul de Poliție Județean, Centrul de Prevenire și Evaluare Antidrog, Inspectoratul Județean de Jandarmerie, Serviciul Județean Anticorupție, Inspectoratul Școlar Județean au drept scop sensibilizarea populației cu privire la importanța prevenirii infracționalității de orice fel. Legea SPC 1 la februarie, împreună cu Inspectoratul Școlar, a organizat și cu Salvați Copiii legat de bullying, de violența verbală pe internet, o temă de actualitate. Da? Să spunem că de la mediul școlar, din unitățile școlare, pleacă cele mai multe conflicte, da? Conflicte care pot să degenereze în conversații jignitoare pe Facebook sau pe alte platforme de socializare. Împreună pentru siguranța online este una dintre acțiunile la care au participat reprezentanții organizației Salvați Copiii, Asociația Mamelor Argeș, dar și din cadrul Agenției Naționale împotriva traficului de persoane. Acest sfârșit de săptămână a fost unul fericit pentru fermieri. Ei au deja în cont banii ce reprezintă plata ajutorului de stat pentru reducerea accizei la carburantul utilizat în agricultură, aferent cantităților de motorină utilizate în perioada aprilie-iunie 2018. În urmă cu câteva zile, Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură a început virarea către fermierii argeșeni persoane juridice a banilor reprezentând acciza la motorină, aferent celul de-al doilea trimestru al anului 2018. Vineri, 12 octombrie, când am plătit pentru acciza la motorină peste 3 milioane de lei pentru 364 de fermieri, persoane juridice, care au depus cerere de solicitare la APIA Argeș. Tot fermierii mari care au primit în 2017 subvenție peste 2000 de euro au primit în zilele de vineri, sâmbătă, noaptea, au fost autorizați și au primit o diferență aferentă anului 2017. APIA Argeș efectuează în această perioadă și alte tipuri de plăți, printre care plata redistributivă, cea pentru înverzire, dar și pentru tinerii fermieri sub 40 de ani. Plata pentru înverzire este de 58 de euro pe hectar, plata pentru
tinerii fermieri 25 de euro pe hectar. Agenția de plăți și intervenții în agricultura Argeș își propune ca până la finele lunii octombrie să finalizeze toate plățile în avans, astfel încât la începutul lunii decembrie 2018 să se definitiveze plata finală, iar sfârșitul de an să îi găsească pe toți fermierii cu banii în cont. Diplome de fidelitate pentru cuplurile longevive ale Piteștului. Autoritățile locale au premiat astăzi alte familii pentru performanța de a rămâne împreună o viață întreagă. Vorbim despre 59 de familii care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, dar și despre alte 5 cupluri care au ajuns la nunta de diamant. Autoritățile locale au continuat tradiția de a premia cuplurile care au atins performanța de a rămâne împreună mai bine de jumătate de secol. Să fiți sănătoși! Familiile premiate s-au bucurat nespus de aprecierea edililor. Au în spate 60 de ani de căsătorie, cu bune și rele, cu bucurii și necazuri, cu împliniri și deznădejdi, însă peste toate au trecut împreună cu fruntea sus. Este un moment deosebit, o mare sărbătoare pentru noi, cei care, familii care au 60 de ani de activitate, care au 50 de ani de activitate, oricum e un moment deosebit. Foarte important, nu credeam că o să-l ajung. Cum au fost acești 50 de ani de căsnicie neîntreruptă? Au fost frumoși și ne bucurăm de asta. Iată, am ajuns aici în pragul acesta. Mulțumim și primăriei și autorităților pentru momentul ăsta festiv pe care l-a realizat pentru lumea care trece acest minunat prag. Care ar fi cea mai frumoasă realizare a căsniciei dumneavoastră de până acum? Întrebare pentru amândoi. Copii și nepoți. Și nepoți. Câți copii, câți nepoți? Două fete și o nepoată și un nepoțel. Și alte familii din Pitești care se mândresc cu o căsnicie reușită și îndelungată vor primi în viitor astfel de premii. Florin Niniș încurajează în continuare elevii. Nini este convins că echipa sa va trece peste primele două eșecuri din sezon. BCMU Pitești are două eșecuri în start de sezon. Florin Nini însă nu abandonează lupta și este convins că elevii săi își vor reveni. BCMU va juca vineri acasă cu Timișoara. Avem lucruri serioase de pus la punct pentru că singur nu ne mai permitem prea mulți pași greșiți. Chiar dacă am început împotriva două echipe puternice, două meciuri de clasare, eu îmi doresc și trebuie să vadă modificări și trebuie să se vadă lucruri bine în jocul nostru. Vom face o analiză acasă, vom vedea unde sunt lucrurile la care trebuie să le corectăm și sigur că o să ne încercăm. Doamnelor, domnilor, acesta a fost observatorul local Antena 1 Pitești. Sunt Simona Pomazan, vă mulțumesc pentru atenția acordată și mâine vă aștept cu informații noi. La aceeași oră, rămâneți cu bine. Zi frumoasă să aveți! La revedere!